Inundații de proporții în Spania, mii de locuințe, au rămas fără energie electrică, un bărbat evadează în 40 de secunde într-o închisoare din China, Ministerul Sănătății în Africa de Sud zice că nu trebuie să intrăm în panică, Putin lansează noua rachetă hipersonică, un nou test considerat o armă fără egal, peste 55.000 de români s-au vaccinat și așa mai departe. Tot felul de știri. Gigi Becali a făcut un accident. Băi, frate, nu știu, dar n-are absolut niciun rost să te uiți la toate știrile astea, la tot ce se întâmplă, tot ce se dă în mass media și alte lucruri de genul ăsta sunt făcute să te enerveze, să-ți creeze o stare de disconfort, o stare de nesiguranță, o stare de, nu știu, de iritare, de enervare, cumva, mai ales prostul ăsta obicei de a citi știrile dimineața înainte să te apuci de lucru sau când ești pe drum spre job, da, asculti la radio sau citești pe telefon niște știri. Cea mai mare greșeală. Vreau să zic că cea mai mare perioadă în care nu m-am uitat la nicio știre a fost de 5 luni de zile, 5 luni de zile în care am făcut tot ce se poate face. Sport, beut, umblat pe munți, pe văi. Ce să zic? Tot ce se poate face, colinda prin natură, vizita, merge de aici, de acolo, eu știu pe unde. Îți găsești de făcut. Dar problema e că dacă ții mintea ocupată cu toate căcaturile astea și cu știrile de ultimă oră și cu nenorocirea ce se întâmplă, atunci bineînțeles că nu o să mai ai niciun fel de chef să întreprinzi nimic și o să stai așa inert, să aștepți să vezi ce mai vine, ce se mai întâmplă, ia să vedem ce mai aflăm și parcă te simți și tu inclus în dinamica asta. Păi nu ești nicio dinamică, frate, ești static, nu faci nimic, mănânci, da, te fiduie ăștia cu newsletter-ul și cu tot ce se întâmplă și tu stai și mesteci și mănânci acolo, informație, gata prelucrată, gata regurgitată și înțeles sau nu ce se întâmplă sau ți se pare că înțelege. Nu suntem aici să facem politică, nu suntem aici să facem garagață, suntem aici să mâncăm pufuleți, să bem bere, pufuleți cu brânză. Cel mai bun lucru lăsat de Dumnezeu pe pământ, pentru că credincioși, este punga de pufuleți. Gusto, da? Fraierii de aici zic pufuleti sau nu știu, de se pare că ceva italian. Nu, frate, pufuleți toată ziua. Asta e treabă originală românească. Dacă cineva mă întreabă vreodată pe aici, zice, domnule, dar ce mâncare tradițională aveți voi în România? Sau zim ceva tradițional din România care nu se mai găsește niciunde altundeva. N-am ce să zic, dar asta, da, îi zic de pufuleț și atunci l-a lăsat mască, nu mai știe ce să zică. Eu consider că pufuletele e cel mai tradițional lucru românesc pentru că e unicat în lume, nimeni nu mai face, nu ca și micii sau alte lucruri care sunt luate de la turci, de la kebab, alte lucruri, nu. Pufuletul, frate, e al nostru românesc, expandat, extrudat, făcut în mod tradițional. Nu bem nimic special, bem un Helles de la Algoi, o bere normală, clară, clară, clasică pentru Germania, un Helles. Pe mine nu mă interesează că iarnă, eu beau tot bere, nu beau altceva, mai beau câte un vin fiert, rare ori sau câte un pahar de vin normal. Dar la mine bere e baza, 90% se știe, bere, bere Bock, Helles Bock sau Winter Bock sau alte bere, o să prezint și niște bere de iarnă. Am vrut să fac și o bere cu arome de Crăciun, dar n-am mai apucat, e foarte
greu să găsești malțuri în perioada asta. Toată lumea probabil vrea să facă. M-am trezit destul de târziu pentru că n-am avut timp de berărit așa cum aș fi vrut. Așa cum ar trebui să fie, că ar trebui să am timp să fac bere, nu să stau să o ard pe internet sau să mă duc la ce știu eu ce, unde job sau nu știu ce. Trebuie să stai să faci bere, frate. Să-i dau de... N-am făcut niciun plan pentru filmulețul ăsta, vreau numai să vă zic că am fost la un concert și... Am fost la un concert și pentru prima oară în viața mea, bine, pe lângă că-s bătrân și zbășit și până să mă duc la un concert, stau să până mă îmbrac, până beau berea aia dinainte de concert, care înainte erau 5, 6, 7 beri și până mă vedeam, mă beau și eu așa una, două, până mă îmbrac, nu știu ce, mai mi-au ceva, un tricou cu metal pe mine, ca să nu zică, să nu mă râdă lumea. Și mă duc către concert, așa, păi frate, trebuie să-mi iau la mine, în pula, buletin, certificatul de vaccinare ăla galben de la farmacie, da, carte verde, galbenă, roșie, cipul pizda măsii, ăla de scanat, QR code de la vaccinare, plus că dacă-s vaccinat nu mai înseamnă nimic, da, pe cum am mai zis. Trebuie să am, nu știu ce, ăsta, trebuie să mai fac și încă un test, plus testul ăla, plus care vine pe telefon, care de pe telefon te să arăți ăla și când ajungi la ușă arăți ăla de la vaccin, ăla de la test, codul de la bilet, codul de la morții măsii. Păi, până să intru, ori cânta trei trupe, nu? Cu stai la o coadă pe lângă că, na, cum ești, ajungi la coadă și asta. Ce plăcere mai ai să mai intri la un concert sau să mai intri la un eveniment când trebuie să stai mii de ani să dovedești cine e, să stai cu buletinul sau scos. Pe nu vreau să-mi iau buletinul, frate, la mine vreau să mă îmbăt, să mă duc să mă culc în șanț. Păi eu m-am voit înainte, lăsam orice fel de buletin, orice fel de act la prietena sau la acasă sau undeva sub pătură, da? Îl lăsam acolo, frate, îl închideam undeva, știam că nu-l pierd, nu mă duc cu buletin, cu toate alea la mine, tot, nu? Nu ăsta, sau pe telefon. Păi acum, de exemplu, am mai pățit odată, dacă mi s-a dus bateria la telefon, da? Și n-am la mine 3, 4, 5 cabluri și nu mai am bateria la telefon, păi pe telefon nu mai am, nu, da? Nu mai am nici bilet, nu mai am nici vaccin, nu mai am nici test, nu mai am nici bilet de tren, nici bilet de concert, nici bilet de nimic, să mă fut în ele, frate. No, nu merge, frate, nu mă. Mă duc în pustie, mă duc, nu mai vreau să aud de nimic, nu mai vreau să mă duc niciunde, la niciun concert, la nimic, vreau să mă izolez, să fac bere la mine în hrubă, să stau în peșteră la mine. Astea sunt gândurile ce mă animă la sfârșit de an. De an covidic. Din nou. Am crezut că gata, că nu știu ce. Așa zicem de la an la an. Până la urmă ne obișnuim cu toată mizeria asta. Și nu o să mai fie nicio problemă. Da, ce? Știi clar că ai izolare din noiembrie până în aprilie și urmă. Nu-i nicio problemă. 6 luni. Vacanță, 6 luni și ok. Pentru că se poate cheltui în 6 luni cât un an, nu? Trăim câte jumătate de an și după aia, când ajungem la 80 de ani, ne dăm seama că de fapt am trăit numai 40. Mulțumesc abonaților mei, celor care ați dat subscribe. Beți atât de mult încât să rămâneți sănătoși psihic, atât de puțin încât să rămâneți sănătoși fizic. No, nu vreau să fiu un influencer, o să fiu un defluencer.